ne aflăm pe strada Brățării, un punct roșu al sectorului 3, unde încercăm să facem o salubrizare pe terenuri private de data asta. Din nefericire, proprietarii nu și-au îngrădit terenurile, nu le păzesc. Poliția locală face eforturi. Avem un post de poliție la 50 de metri de strada Brățării și de locul unde ne aflăm acum. Echipajele trec frecvent, dar din nefericire nu reușesc întotdeauna să-i prindă pe cei care aruncă și depozitează gunoi pe spațiile private, câteodată chiar și pe spațiu public. Aici avem doar trotuarul care este spațiu public, dar terenul verde, terenul construcției este privat și noi nu avem obligația de a-l salubriza. Dar o facem totuși pentru că este în sectorul 3 și îi sancționăm pe proprietari. Sancțiunea este mică, pentru ei beneficiul este enorm pentru că au terenul curat. Nu avem altă soluție deocamdată. Vom face demersuri din nou către poliția locală. Dânsii știu despre ce e vorba, au montat chiar și camere de filmat. Nu întotdeauna reușim să identificăm persoanele care aruncă gunoiul. Este o muncă titanică, s-au ridicat de aici tone, zeci de tone de gunoi, dar nu-i văd finalitatea până când nu vom avea o lege mai clară și până când nu va fi impus proprietarului să-și îngrijească terenul, să-și îngrijească proprietatea. Fiecare cetățean ar trebui să înțeleagă că are și obligații. Una din obligațiile noastre ale tuturor este să păstrăm spațiul public așa cum păstrăm și spațiul din casa noastră, curat. Sunt coșuri de gunoi montate peste tot și aș fi fericit ca lumea să le folosească.